N-am înțeles. Ce e asta? Urmă e glumă, dar mi-e ce-am răspunde. Hai că mi se zbate inima și mai mult deja. Te-a lovit? Fundul vânăt. Voi așa să nu faceți niciodată. Da, Mircea. Hai să-i facem o surpriză la Lise. Asta ce? La mulți ani! Mulțumesc! Avion? Cu un leu? Da. Mulțumesc pentru cadou. Dar mai am ceva. Tu când îți făceai temele și erai prin altă parte, ți-am pregătit o cutie și tu trebuie să o găsești. Prin camera mea? Mm-hmm. Spune-mi rece sau cald, ok? Ok. Rece. Rece, foarte rece, foarte rece. Să mergă parcă țălaltă. Călduț, în care se vede o cutie. Călduț, călduț, fierbinte, 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 fierbinte. Fierbinte, fierbinte, fierbinte. Nu așa fierbinte. Coros, coros. Fierbinte. Nu, rece. Mereu în casa noastră este ceartă, tati și cu mami. Nu au scaun, de fapt, din ăștia. Cum se mesc ei? Când privim la tine. Fotoliu, mami. Stai. De undeva a zburat ceva. O să zboare. Hai cum altfel. Dar eu vreau să le testez. Așa. Și... Wow! Super! Să ia ștea la mine pe un televizor. Da, ok. Super. Și dacă câțiva în cap pe fotolile pe care noi deja le avem existente, uite că noi cu mami mereu stăm pe scaun și stăm cu fundul vânăt. Data trecută ai stat pe jos, dar deși era ok. Deci, nimeni nu va fi supărat. Am luat 4 și acasă mai avem încă 2. Cadoul este dezordine asta? De ce mi-ai răscolit tot dulapul? Fierbinte, fierbinte, extrem de fierbinte! Ai găsit-o! Am găsit! Dar ce cuncuitoare asta? Trebuie să rezolvi exercițiul. A înseamnă toate numele și tu trebuie să faci exercițiul ăsta și dacă îl rezolvi corect, aceste auri egal cu acest răspuns. Ok. Am găsit protecție pentru trepte și cel mai important, sunt 9 exact cât trebuie să 9. Vorba dacă erau mai puține, rămâneam fără. Mă rog să ai. N-a rămas nimic. Acum să căutăm grunt pentru ușa din lemn de la scara din mansardă. Așa. Ce cu acest plic imens? Stai. Happy birthday, Melissa, de la Mircea și Matei. La mulți ani, Melissa. Și o inimeară foarte drăguță. AirPods, tu vezi, nu sunt deschise. Hai să vedem. Melissa. Cine ai pus acolo? Nu spune, Matei. Wow! Toate cartonașele voastre de la fotbal. Și tata lui Iris ne-a ajutat să cumpărăm. Uite, grunt. Grunt. Salutări! Dacă fac o poză cu voi, nu supărați? Nu ne supărăm! Suntem live! Da? Salut pentru Iris și Ilinca! Hai! În cap? În cap, așa. Și așa. Hai că le țin eu în față. De la plic! Asta am făcut eu. Mulțumesc, Matei! Hai să vedem ce a făcut. Nici eu nu știu. Wow, o inimioară, o floricică, fața lui Matei sau a mea? A mea? Deci multe inimioare și inimioară cu față. Și pe partea aceasta? Un labirint? Da. Mulțumesc, Matei! Da, mașina e plină. Hai, tati, mai avem un pic de loc. Mami, uite, surprize pregătim pentru cei care privesc. Și foarte, foarte, foarte dulce și interesant și gustos.
Deci fiți cu ochii pe noi pentru că urmează surprize pentru toți. Wow, și o crăciuliță! O voi pune la mine în dulap ca să o scurtez puțin. E cam lungă această ață. Melissa, la mulți ani! Melissa! Și m-ai făcut așa mici? Melissa! Mulțumesc! Și aceasta? Alu Mircea! Mircea a scris că împlinesc 11 ani și abia apoi și-a dat seama să facă 2. Mulțumesc! Acesta este desenul lui Matei și acesta lui Mircea. Scrieți voi în comentarii care vă place mai mult. Să vedem ce reacție au Melissa cu Mircea. Dar cu care coare? Stai, mami, tu te-ai îmbrăcat în albastru și alt albastru. Iar eu iau verde. Iar că sunt îmbrăcat, nu-i verde. Deci ne luăm fiecare câte două. Leu! Noi am vrut să găsim un leu care are o doamnă și cu 0 lei. Pentru ziua ta și să-ți cumperi ceva de acolo unde mergi. Să cumpăr... Și la gumă roz, da. Melissa, Mircea! Nu e cumva sus. Mircea aici nu-i. Am reușit. Și conform tradițiilor mele, se aruncă avionul afară. Despachetare. Fără ei? Mai în cap încă multe. Și ne punem pe ele. Echipa, echipurile mâncare. Mâncare e clonă. Acolo, mame. Mame, acolo. Salut. De acolo. De-a noastre. Asta e rămâne? Asta e rămâne. Îți plac? Sunt foarte frumoase. Sunt foarte comode. Mă gândesc că sunt culorile preferate. Dar sunt ale noastre. Cutăitoare să știe, atunci când ne punem la trezor, să ne dea și nouă câte o pară dintre asta. Melissa! La mâncare. Ce sunt astea? Sunt fotolile părinților. Și una mare. Trezece și pentru picioare? Păi, să ne fii comod. Aha, ăsta este al meu. Nu. Cum e? Al vostru, cel două. Dar acestea sunt mai comode. Las. Ea încearcă ăsta. Nu mai încearcă nimic. Oh, parcă este o gonflabilă. Și eu puteți scapă. Iar acum vreau să despachetez cadourile care le-am primit de ziua mea. Primul cadou. Wow, o cutie de ciocolată. Ciocolată cu mentă. Apoi am o cutie împachetată. E foarte drăguță, are și fundiță, dar trebuie să văd ce se află în interior. Wow! E o luminiță și o ramă în care să pui fotografie. Dar stai puțin. Această ramă plutește! N-am înțeles. Ce e asta? Și cine a făcut-o? Mircea? Ce vreau să facă? Să urce pe acoperiș acolo? Mircea? Mircea? Gluma e glumă, dar mie ce-am răspunde. Și acum hai să vedem dacă într-adevăr plutește. Este roz! E atât de fain! Îmi place foarte mult această culoare. Și acesta? Wow, deja are poză!
Poza este cu prietenii noștri din Alba Iulia și cu mine la mare în Maldive. Gata, am pus acesta în priză. Ce fain luminează! Deci n-am observat. Și acum să încercăm să atașăm poza. Eu totuși nu am reușit să o țin în aer. Tot lipește. În drum, nu-i? Mircea! Mircea! Nu înțeleg. Mircea! Am reușit! În sfârșit, acesta plutește! Și nu-l mai scot de aici. Mulțumesc foarte mult pentru acest cadou. Mi-a plăcut foarte tare. Dar în acest pachet am mai găsit și un pliculeț. Și pliculețul are o surpriză. Are un pachetel. Și este o felicitare. Scrie: la mulți ani, Melissa, cu drag, Marina. Mulțumesc, Marina! Și aici o inimioară foarte drăguță. Dar eu totuși vreau să văd ce am în pachetel. Este o brățară! Foarte cute! Și aici scrie numele meu. Melissa. Și multe inimioare. Mulțumesc, Marina, foarte mult pentru această brățară și pentru felicitare. Mircea nu răspunde. Hai să nu l-ai văzut pe Mircea. 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 Tot de la prietenii noștri din Alba Iulia am primit și aceste trei cărțișoare foarte faine care se numesc Chemarea Credinței. Sunt niște povestioare și le vom citi împreună cu toată familia. În următorul cadou văd ceva foarte dulce și foarte mult! Și sunt 5. Câți copii sunt în familia Melimi? Eu voi deschide prima pe aceasta. Să gust o ciocolată. Așa. Parcă s-au topit. Chiar acum plec să le duc în frigider. Dar vreau să gust și așa. E bun și topit. Dar pe lângă ciocolată am primit un bilețel. Un pachet cu... Ce este aceasta? Oh, un card cadou! Oare de la ce? De la H&M! Mulțumesc foarte mult! Hai că mi se zbate inima și mai mult deja. Nu poate să fie Mircea. Dacă a filmat ceva și dacă voi știți, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Și ce cu construcția asta, nu înțeleg. Iar acum 4 pungi pline! Voi lua o pungă să vă arăt și vouă ce avem. Primul obiect, baloane de săpun, cu un joculeț aici. Apoi, o cărticică cu rugăciuni pentru copii. Și cu scrisul destul de mare, ca cei mici să poată citi mai ușor. Și ciocolată! Cu o oiță foarte drăgălașă! Ia să văd ce ciocolată avem aici! Am
deschid, să gust? Da. Mmm, și sunt colorate! Unde-i fost? Ieri ziua mea, am dat cu mingea acolo și după ce am fost în partea cealaltă. Și? Și n-am mai găsit. Care minge? Este minge pe acoperiș. Este sau deja nu-i? Este. Și nu ajungi? Mai mult nu mai faci așa. Am crezut că ai pățit ceva. Te-a căutat pentru jurul casei. Bine, Micea, ultima dată. Nu mai faci așa că e foarte periculos ceea ce ai făcut acolo. Și ai urcat? Mhm. Și cum ai coborât? Eu și vai. Te-ai lovit? Nu. Cum am coborât? Am intrat în spin. Mamă, dragă. Las că tati o să urci și o să ia, bine? Dar care minge? Ce e originală? Măcar bine. Voi așa să nu faceți niciodată. Da, Mircea. Vă mulțumesc foarte mult pentru cadouri, sunt minunate! Și mulțumesc celor care mi-au scris în comentarii felicitări de ziua mea de naștere! Acum plec să-i servesc și pe ceilalți cu ciocolată cu mentă! Hai, Mircea, să luăm cu scara! Hai, cu... Dar să vezi tu, nu să mă pățești. Pe acoperiș. Cine, eu? Mă duc da, tu. Dar cine, Mircea, ne? Cu mingea lui Mircea. Mircea se duce. E mă tem. Pot eu să plec. Tati, eu zic mai bine... Hai. Mircea se duce. Hai. Mircea. Mircea. Poți așa pe scară doar atunci când suntem și noi lângă tine. Dacă cade, îl nu prins. Nu urcați. Nu... Vă cățărați când sunt părinții lângă voi. Și nu faceți așa cum a făcut Mircea. Cu două, câteva clipi mai... Că ar putea fi foarte urgent. Cu acțiune. Este mingea. Iar părinții sunt fie lângă voi. Atent! Vă prindeți! Cine a prins-o? Nu a prins-o nimeni. Și tu vrei sus? Ce? Un pic mai încălți. Așa. Hai. Astăzi am privit pe cameră. Ce a făcut Mircea? Nu, Mircea, picior mai încolo un pic. Ce bazacune a făcut Mircea astăzi? Hai, Mircea. Și... Și promitem, vă le arătăm și voi. Da, da, corect. Așa, așa, corect. Hai, da. Mircea, hai. Las că e bun. Când era fără noi, era mai curajos. Ce? Ce, Mihai? Și eu, și eu, mereu, și eu, și eu mereu. Acum e mai bine?